facem o scurtă perspectivă asupra părții care a fost predată ieri, și anume ieri am definit cursul pe care noi îl facem, ecclesiologia, folosind următoarea definiție. Ecclesiologia, bineînțeles, are de-a face cu studii despre biserică. Biserica este o familie spirituală a lui Dumnezeu, este părtășia creștinilor creată de Duhul Sfânt, prin mărturisirea lucrurilor marețele lui Hristos, realizate prin Iisus Hristos. Deci biserica nu este invenția omului, ci este născută de Dumnezeu prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. Emil Brunner a evidențiat câteva etape care au dus la involuția bisericii, la transformarea ei de la o comunitate de credincioși, de la o eclesia, la o biserică instituțională, la o instituție. Iată care au fost pașii evidențiați de Emil Brunner. Cina Domnului a fost transformată într-un mare sacramental, combinarea oficiului episcopal cu tradiția, doar episcopul era garantul tradiției adevărate, și apoi schimbarea statutului bisericii după edictul de la Milano din anul 1313, când biserica a devenit sau creștinismul a devenit o religie recunoscută legal. Emil Brunner prezintă câteva definiții clasice ale bisericii. El spune că biserica este compania celor aleși, este trupul lui Hristos și este comuniunea Sfinților. Biserica în perioada patristică a fost evidențiată drept societatea spirituală care a înlocuit Israelul, deci Dumnezeu a avut de-a face cu Israelul, doar până la nașterea bisericii. Odată cu venirea bisericii, locul special pe care îl ocupa Israelul a fost luat de biserică. Apoi biserica era totalitatea creștinilor uniți prin Hristos, depozitarul credinței adevărate și adunarea tuturor credincioșilor pentru creșterea în sfințire. Tot în perioada despre care vorbim, biserica era evidențiată prin termenul evreiesc sau ebraic kahal, chemarea celor, chemarea poporului pentru închinare. Termenul echivalent grecesc este eclesia, adunarea celor credincioși. De asemenea, se făcea diferența între biserica vizibilă și biserica invizibilă. Biserica vizibilă era formată din credincioși adevărați dintr-o anumită comunitate, iar biserica invizibilă era biserica cunoscută de Dumnezeu, format atât din cei care erau în viață, cât și din cei care nu mai erau în viață. Reformatorii au pus accent pe biserica invizibilă, în schimb, catolicii au pus accent pe biserica vizibilă și, în special, pe ierarhia bisericii. Biserica era reprezentată de un paradox sociologic, deoarece în cadrul bisericii nu se mai ținea cont de ierarhia socială, de starea materială. Toți erau frați și surori în credință și toți erau copiii lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Referitor la timpul înființării bisericii, conform lui Henry Clarence Thiessen, biserica a fost formată în ziua cinzecimii, odată cu revărsarea Duhului Sfânt peste credincioși care erau adunați împreună. În faza de formare nu a existat o ierarhie, dar odată cu creșterea bisericii, cu înmulțirea numărului credincioșilor, s-a văzut nevoia ca numărul slujitorilor care să fie special implicați în slujire, să fie clar definit. Astfel, în fapte, în capitolul 6, întâlnim pentru prima dată diaconi, sunt aleși diaconii în slujirea bisericii, iar apoi postul Pavel în călătoriile misionale coordina presbiteri, bătrâni biserice, lucru pe care l-a continuat să a spus lui Tit să continue să-l facă în Creta. Biserica încă de la început a avut o anumită formă de organizare, dar organizarea aceasta era una caldă, spontană și sub călăuzirea Duhului Sfânt.
Astfel că în Biserica Primară a fost un standard precis, doctrinar, bazat pe învățătura apostolilor. Biserica Primară erau slujitori ordinați în slujire, după cum am spus, diacon, presbiter, episcop. Întâlnim salutul pe care Apostolul Pavel îl adresează episcopilor din Filip. Erau zile de închinare și evidențiam, spunând că ziua de închinare era ziua de duminică, datorită învierii Domnului Iisus Hristos. Biserica se aduna să se împărturească învierea Mântuitorului. Se aplica disciplina bisericească, se acordau ajutoare materiale pentru cei sărați și să ne uităm că în prima parte a misiunii sale Apostolul Pavel a fost implicat și în această activitate. Și apoi și pe parcursul misiunii lui nu au uitat de sărașii din Ierusalim și încurajau frații din alte biserici să fie alături de sărașii din Ierusalim și să îi sprijinească material. Și, de asemenea, în Biserica Primară se obișnuia ca slujitorii, predicatorii să aibă anumite scrisori de acreditare pentru a fi implicați în slujire de alte biserici. După crezul creștin, biserica este apostolică, deoarece este fondată pe învățătura prorocilor și apostolilor. Biserica este catolică, deoarece este universală. În rândurile bisericii întâlnim oameni din diferite națiuni, din diferite etnii. Biserica este sfântă, pentru că este pusă deoparte pentru o misiune specială, să vestească planul lui Dumnezeu de mântuire. Și biserica este una pentru că există o unitate între toți credincioșii de pe fața Pământului. Bun, și ajungem la zi să vorbim despre relația dintre biserică și Israel. Au fost diferite interpretări și am să subliniez trei interpretări care evidențiază relația dintre biserică și Israel. Prima dintre acestea, dispensaționalismul clasic, care a început să fie popular în Marea Britanie odată cu scrierile lui John Nelson Darby în secolul al XIX-lea. Dispensaționalismul clasic a fost răspândit prin intermediul Scofield Reference Bible și un dispensaționalist cunoscut de marca a fost Louis Perry Schaeffer. În teologia lui sistematică, el a făcut distinția clară între biserică și Israel. Spunea că Dumnezeu a avut de lucru cu Israelul Vechiului Testament, Dumnezeu a avut planul cu Israel și acum Dumnezeu are un plan distinct cu biserica. Pentru Israel, Dumnezeu a revelat și a promis binecuvântările materiale, pentru biserică Dumnezeu a promis binecuvântări spirituale. În mileniu, Israel va domni pe pământ, iar biserica va fi în cer, deoarece va fi răpită de Iisus. Deci, conform dispensaționalismului clasic, este o diferență clară între biserică și Israel. A doua perspectivă este dispensaționalismul progresiv, prezentat printre alții și de Darrell Bock. Conform dispensaționalismului progresiv, există un singur plan. Atât pentru biserică, cât și pentru Israel. Dumnezeu nu-și modifică planul său. În împărăția de 1000 de ani, în mileniu, Israel va avea un rol important de împlinit. Deci acest plan al lui Dumnezeu cuprinde și Israelul, cuprinde și biserica. Iar în mileniu, biserica va avea un rol important. A treia perspectivă este perspectiva non-dispensațională și la avem ca reprezentant al acestei poziții pe Wayne Grudem, teologia lui sistematică, susține că biserica văzută ca trup al lui Hristos îi include atât pe evrei cât și pe neevrei, cât pe cei din Vechiul Testament, cât și pe cei din timpurile noastre care cred în Iisus Hristos. Deci biserica nu este o întrerupere în planul lui Dumnezeu, ci este o continuare a planului lui Dumnezeu.
Gruber evidențiază faptul că Avram, de exemplu, nu este numit doar părintele poporului Israel, ci numit și părintele celor credincioși. Și Apostolul Pavel spune lucrul acesta în Romani, în capitolul 4. De asemenea, tot Apostolul Pavel evidențiază faptul că descendenții din Avram nu sunt care beneficiază de binecuvântările lui Dumnezeu. Nu sunt neapărat descendenții fizici, ci cei care au credința lui Avram, fiind adăugați la credincioșii bisericii, formând noul Israel. Așadar, Weingruden evidențiază dărâmarea zidului de despărțire dintre evrei și neevrei și arată că Dumnezeu are un singur popor al Lui, format atât dintre evrei cât și dintre neamuri. Slujbele din Vechiul Testament, preoția, sistemul sacrificial, toate acestea și-au găsit împlinirea în Biserica Noului Testament. Și așadar, acestea sunt perspectivele anunțite și evidențiate de cele trei poziții, dispensaționalismul clasic, dispensaționalismul progresiv și poziția non-dispensaționalistă a lui Weingruden. Deci aceasta ar putea fi, în scurte cuvinte, evidențiată ca relația bisericii cu Israel. Care este relația bisericii cu împărăția lui Dumnezeu? Știm că Domnul Iisus a predicat o evanghelie al împărăției lui Dumnezeu și că mesajul de bază conținut în predicile lui a avut în centru împărăția lui Dumnezeu. Dacă ne gândim numai la Matei, la capitolul 13, vedem că Domnul Iisus a accentuat împărăția lui Dumnezeu prin pildele pe care le-a rostit. Unul dintre cei care a studiat cu atenție relația dintre biserica și împărăția lui Dumnezeu a fost George Elton Ladd. El a aprofundat această temă dintre biserică și împărăție. Le-a prezentat pe ambele ca fiind entități distincte, dar care au o legătură între ele. Astfel, conform lui Elton Ladd, împărăția este domeniul stăpânirii lui Dumnezeu, pe când biserica este o societate a oamenilor. A făcut diferența aceasta, cu toate că noi vedem biserica nu doar ca pe o societate a oamenilor, o societate pământească, ci ca pe o entitate spirituală. Dar aceasta este distinția lui George Ladd. Împărăția domeniului stăpânirii lui Dumnezeu, iar biserica este această societate a oamenilor. George Elton Ladd, biserica este distinctă de împărăție, deoarece Iisus și Apostolii propovăduiau o veste bună a împărăției. Deci vestea bună era a împărăției, nu a bisericii. Toate că era proclamată de biserică. O veste bună care urma să vină. Așadar, acesta este unul dintre aspectele subliniate de Ladd. Un alt aspect subliniat de el este că împărăția formează biserica, pentru că oamenii, intrând în împărăția lui Dumnezeu, se alătură și părtășii umane a bisericii. Deci, intrând în împărăție, automat facem parte din biserică. Apoi, biserica mărturisește despre împărăție. Biserica a primit însărcinarea de a duce mai departe Evanghelia Împărăției, la fel după cum Domnul Iisus a vorbit despre Împărăția lui Dumnezeu. Un alt aspect este că Biserica este instrumentul Împărăției care se manifestă prin puterea Duhului Sfânt. Deci Biserica are mandatul de a vesti, de a proclama Împărăția lui Dumnezeu și este instrumentul de care Dumnezeu se folosește în acest scop. Și apoi, Biserica este